Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Ionuț Emil și astăzi o să lucrez din nou la căsuță după o perioadă în care am stagnat destul de mult, n-am mai lucrat nimic. Astăzi vreau să vă arăt cum mai stă treburile pe aici. Am cumpărat și câteva materiale pentru tencuială, 40 de saci de tenco. A venit și plasele, am ales acest model de plasă. E plasă de gard galvanizată pe care o voi așeza pe pereți, interior-exterior. Și voi tencui. Nu am vrut să tencui fără plasă pentru că cred eu că e mult mai bine tencuia la armată, adică previn foarte mult fisurile care posibil să apară. Am cumpărat și sârmă cu care voi lega plasele între ele. Voi da găuri prin zid și voi lega plasa din interior de cea din exterior. Am terminat de aplicat și stropul după o perioadă destul de lungă în care nu prea am lucrat la ea. Haideți să vă arăt și la etaj. Așa arată și la etaj sau mansardă, stropul dat. Este tot. Cam 4 zile mi-a luat să dau stropul cu toată casa, interior-exterior. Doar că la mine timpul e destul de scurt pentru că am și serviciu și eu doar în weekend sau în concediu lucrez la căsuță. S-a dat destul de bine și cred eu că destul de repede. Capacele mele de la doze toate au sărit de carton. Trebuie să le astup din nou, să le lipesc cu scoci. Că nu prea stă. Toate camerele, voi merge imediat și la exterior să vă arăt. Așa arată căsuța și cu stropul dat la exterior. E colorată. Schela care e extraordinar de bună, doar că e cam incomod de mutat tot timpul. Îmi place tare mult cum arată. Astăzi vreau să așez sârmele cu care voi lega plasele între ele și sâmbăta viitoare să vedem, poate reușesc să așez plasele pe tot exterior. Am adus aici bormașina de la Makita, care o am de la începutul lucrărilor la căsuță. Are aici 3 funcții: găurire normală, găurire și percuție și doar percuție, dăltuire. Are și mandrină de schimb, mandrină normală. Cu asta am găurit și grinzile de la acoperiș pentru tigele filetate. Cu asta am filetat șuruburile la căpriori. Extrem de bună. Am mai luat o forfecuță de la Unior cu care voi tăia sârma. O ruletă, un burgiu, cam atât avem nevoie astăzi. Și sârma. Haideți să începem să găurim. Voi începe cu peretele ăsta. Cred că voi da găurile la 60 de centimetri. Aici 60, 60, 60, 60, 60, peste tot. După care voi băga sârmele. Și cam atât vreau să fac astăzi. Cam atât mi-am propus astăzi. Să fac tot exteriorul cu sârme ca să pot să așez plasele, să mă apuc de tencuit cât mai repede. Vine iarna și timpul e foarte scurt. Uiteci. Voi da găuri fără percuție ca să nu spargă în partea altă. Și sus nu mai ajung. Hai să facem așa. Cam aici. Cam așa se găurește. Afară nu se sparge nimic. O să merg imediat și afară. Și revin după ce termin de găuri zidul ăsta până în capăt. Uite, afară nu se sparge nimic dacă nu dau cu percuție. Ies găurile foarte frumos. Uite.
Revin după ce termin de găurit tot zidul, până la stârp acolo. Și după o să băgăm sârmele, vedem cum arată. Am terminat de dat găurile, tot zidul până la capăt. Acum urmează să tai sârma, sârma de 2. Am tăiat câteva sârme. Este mai lungă să pentru zidul ăsta. Și ca și distanțier și să fixez sârmele alea, voi pune fier beton sau cum le mai zice, sârmă de 6. Voi tăia și de asta câteva capete, câteva 10-15 cm, cam așa. Și le voi prinde cu sârmele astea să rămână deja prinse. Când îi pune plasa, să stea fixe acolo. Folosesc o foarfecă de la Unior, de 750 mm. Am tăiat și câteva capete de astea. Avem și sârmă. Acum încă nu știu cum le voi prinde pe sârmă. Îndreptăm puțin asta. Cred că le voi înfășura pur și simplu așa. Uite așa. Și le băgăm în zid. Să mai băgăm una mai jos. Cam așa arată sârma. Văd că stă destul de bine dacă o îndoi așa puțin. Ca să stea înțepenit în zid. Stă mult mai fixă și dispare riscul să cadă distanțierii. Intră mai greu, dar și când intră aici rămâne. O să vă mai arăt odată cum leg distanțierii pe sârmele cu care voi lega plasa. Îndrept puțin sârmele, sârmă de 2 galvanizată și distanțierii din fier beton, OBD 6. Punem așa. Îndoim. Se îndoie puțin greu pentru că e destul de groasă sârma. Și se îndoie cam greu cu mâna. Cam ăsta e modelul. Cum se leagă. După care băgăm în zid. Am terminat de așezat sârmele pe zidul ăsta. Așa arată toate prinse. Și sus. O să merg imediat și pe exterior să vă arăt. Arată destul de bine. Și cred că se va lega plasa foarte, foarte bine cu ele. Așa arată și afară. Nu știu cât de bine se vede. Bate soarele. Încă nu știu cum voi lega și aici distanțierii. Cred că voi pune plasa și odată cu plasa voi strânge și distanțierul. Voi continua așa cu tot zidul până sus. Haideți să vă mai arăt o dată și căsuța în spate. Da, uite ce frumos arată cu primul stradă tencuială. Îmi place tare, tare mult. Și din partea cealaltă, în față. Și aici o voi pune la fel, sârme peste tot, inclusiv la zidurile din interior. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și dacă sunteți curios să vedeți ce se va mai întâmpla cu căsuța, abonați-vă pentru a vedea și videoclipurile următoare. Până data viitoare, numai bine!